Da, infrastructura de depozitare, am lucrat la ea sau e cea... Infrastructura de depozitare a crescut, să zicem, practic, aproape s-a dublat față de anii 90. Deci s-a tot lucrat, uh-huh. A crescut și capacitatea de extracție, da, la 30 de milioane de metri cub, de undeva de pe la 20. Evident, ceea ce trebuie în momentul de față, pe lângă creșterea capacității de depozitare și se lucrează, la asta și creșterea capacității de extracție. Dar România poate crește capacitatea de extracție, domn, când vorbim extracție de... Extracție din depozite. Noi vorbim de... Bun, dar eu vorbeam de cea din... Dacă ne mutăm și la cealaltă, sigur că poate crește capacitatea de extracție. Avem perimetre onshore și perimetre offshore. Despre cele onshore nu s-a mai discutat în ultimii ani. Au fost niște tentative pe la Buzău, unde înțeleg că e un mare depozit. Există la Caragele și Romgazul a scos la licitație partea de săpare de sonde. Deci sunt în programul, da, de investiții al Romgazului extracția de gaze din Caragele, de fapt din Caragele de adâncime, cum uh-huh. de la vorbim, există deja săpată o sondă din care se extrage. Da, trebuie să poate mai multe sonde pentru... Mare perimetru? Perimetrul este destul de mare. Eu sunt mai rezervat cu privire la a fi optimist că acolo s-ar găsi cât e în Marea Neagră. Nu cred că e chiar cât e în Marea Neagră. Păi să vorbeam că e mai mare de asta. Eu sunt rezervat. Da? Bine, sunteți rezervat pe cifre, bănesc, nu rezervat. Sunt mai rezervat. Romgaz este o companie listată și nu m-aș aventura să dau cifre. Am înțeles. Să dau cifre. Este să un perimetru, că ați influențat-o... Este un perimetru bun de exploatat, uh-huh. deci bun și foarte bun de exploatat al Romgazului și trebuie scos gazul de acolo. Și din alte zone mai avem? Evident că mai sunt și să mai fac prospecțiuni. Unde? Și explorări în onshore și a fost o discuție la nivelul premierului. La Pungești Pungești era la un moment dat, nu? Pungești era pe altceva, era pe gaze de fracturare. Era vorba de altceva acolo. Vedeți și cu Pungești cum a fost. Eu știu cum a fost. Păi și? Vedeți și cu legea offshore în 2018 cum a fost. Că dacă lucrurile erau într-un ritm normal și nu existau piedici... Aici e foarte mult de discutat. Știți și cu piedicile alea cum a fost și cum... În fine, acum nu aveam această discuție vis-a-vis de disponibilitatea de gaze. Avem mai mult gaz decât avem necesar. Sper să reușim acest lucru și sunt convins că vom reuși acest lucru sfârșitul 2026. Iar ANRM-ul, cum apucasem să vorbim, așa, a fost o discuție la nivelul premierului, ANRM-ul va scoate în perioada următoare alte loturi, alte câmpuri pentru explorare, pentru că mai există câmpuri cu gaze naturale. N-a mai fost o rundă de licitație de peste 10 ani de zile. Ea a fost blocată, nu știu din ce motiv, la începutul 2019. Dar cu cât ne dorim să creștem capacitatea de exploatare? Cât de mult da? Se poate din punct de vedere onshore? Că mă uit la perspectiva asta a trendului verde, energie alternativă și noi mergem pe clasic. Cât de actuale mai mergem sunt? În paralel. Mergem în paralel? Mergem în paralel. Mergem și pe exploatarea gazelor. Vrem să folosim gazul ca și combustibil de tranziție pentru că avem rezerve de gaze. Uniunea Europeană se ferește de gaz să-l încurajeze în statele care sunt dependente de importuri. Uh-huh. Și spune trebuie să ne folosim resursele proprii. Asta face România. Și folosește resursele proprii de gaz, de vânt, de soare, nuclear. Deci... Asta este strategia și strategia aprobată în CSAT, nuclearul, energie regenerabilă și gazul ca și combustibil de tranziție, pentru că ne bazăm pe resursele proprii.